Narcisa. Acești minunați vestitori ai primăverii, galbeni și albi, sunt, de fapt, toxici în cazul consumării bulbilor în cantități mari. De multe ori, oamenii confundă bulbii de narcise cu ceapa. Semnele de intoxicație sunt greață, vomă, crampe și diaree. Un medic ar putea recomanda hidratare intravenoasă sau medicamente pentru a stopa voma și senzația de greață în cazul în care simptomele sunt severe sau pacientul este un copil. Ficusul. Cunoscut și ca smochinul înlăcrimat, copacul beniamin sau planta de cauciuc înfrunzită, ficusul conține în frunze și în tulpină o sevă lăptoasă ce este toxică. Există aproximativ 800 de specii de arbori ficus, arbuști și viță de vie, dintre care multe sunt crescute ca plante de ghiveci, în ghivece sau afară, dar numai în zonele călduroase, unde unele specii pot crește până la 23 de centimetri. Pericolul care te paște la atingerea unui ficus este mâncărimea pielii și inflamații. Pentru a remedia aceste reacții, medicul prescrie medicamente pentru alergie sau antiinflamatoare. Crizantema. De o varietate copleșitoare de culori, portocalii, galbene sau albe, aceste minunate flori pot fi regăsite în multe grădinițe cu flori din fața casei sau în ghivece pe balcoane. Sunt între 100 și 200 de specii de crizanteme care cresc în general înălțându-se deasupra solului, dar în timp se pot transforma în arbuști. Aceste plante sunt toxice pentru oameni, dar nu într-o doză periculoasă. Atingerea lor poate cauza usturim și mâncărimi ale pielii, precum și inflamarea locului ce a intrat în contact cu planta. Lăcrămioara. Aceste flori încântătoare, cunoscute și sub denumirea de mărgăritar sau clopoței, sunt în întregime otrăvitoare. Ingestia unei mici cantități s-ar putea să nu vă rănească prea mult, dar dacă se consumă o cantitate mai mare, consecințele pot fi diverse. Se pot manifesta amețeli, stare de greață și vomă, dureri la nivelul gurii și dureri abdominale, diaree și crampe stomacale. De asemenea, poate fi afectată și inima, bătăile inimii pot deveni neregulate rapide sau se pot încetini. Glicina. Glicina are o formă romantică în cascade de flori. Ciorchinii de flori albe sau roz sunt întâlnite în principal în zonele cu climă tropicală. Întreaga plantă este toxică, deși unii afirmă că florile nu sunt. Simptomele sunt amețeală, stări de vomă, crampe și diaree. Oricare din simptome cere tratament precum hidratare intravenoasă și pastile antiamețeală. Vă mulțumesc pentru vizionare! Vă rog să dați un share și un subscribe. Asta m-ar ajuta foarte mult!